Spitalul Municipal Câmpina s-a pregătit ca la carte pentru luna decembrie. Fiind o perioadă în care oamenii sunt mai mult în concediu, conducerea unității spitalicești a hotărât să rezolve din timp problema stocurilor de alimente și medicamente. În primul rând, trebuie avut în vedere condițiile meteo. Știm, vine iarna, frigul, ploii, tot patologia deja devine diversificată. Pe lângă patologia aferentă, care o să cunoască vârfuri, respirator, cardiovascular, digestiv, tot ce vreți, traumatologia va fi la loc de frunte. Sunt sărbătorile și sărbători ați văzut și dumneavoastră că s-au dat foarte multe zile libere. Aprovizionarea undeva din 24 ale lunii, furnizorii noștri au spus o să-și închidă activitatea. Motiv pentru care de la începutul lunii s-au demarat acțiuni în forță, în sensul să revizuim stocuri, medicamente, alimente, materiale sanitare, infrastructura, respectiv verificări pe sistemele de căldură, de apă, de oxigen. Tot în această perioadă, în Spitalul Municipal Câmpina a fost efectuat și un control dispus de Ministerul Sănătății. În urmă cu două zile a fost acel control, știți că sunt niște controle demarate de minister prin direcțiile de sănătate publică. Au fost verificați, urmăriți parametrii. Vă stă dovadă procesul verbal, unde la absolut toate stocurile și toate criteriile pe care vi le-am enumerat, peste tot suntem bine. Dorința noastră este să fie bine. În primul rând, servim populația, ne servim noi, că totuși ne-am atins un anume statut, un anume standard și nu vrem să coborâm, vrem să oferim încredere populației și încredere și colegilor care vor desfășura activitate în unitate în această perioadă. În urma controlului, unitatea spitalicească din Câmpina a primit și câteva recomandări. Ca recomandări, exact ce v-am spus, urgența procedurii de autorizare a unității transfuzii sânge, respectarea termenelor din programul de conformare la orice control, la orice autorizație, ai un plan de conformare, deci suntem în termene, indicația este să le respectăm. Apropo de condițiile igienico-sanitare, s-a mai degradat o lamperie, s-a mai picat o faianță, este inerent ca la orice casă. Igienizarea spațiilor din structura CPU-ului este un compartiment, o secție foarte utilizată, foarte folosită și normal că se mai degradează. Vă dați seama, acolo umblăm cu tărci, în viteză și trebuie să aceste reparații curente. Deci astea sunt recomandările care ne-au fost date. Cetățenii trebuie să știe și faptul că secția CPU din cadrul Spitalului Municipal Câmpina este pregătită pentru orice urgență în perioada sărbătorilor de iarnă.